Aleșii județeni s-au întâlnit în ședință ordinară borderul, având 26 de proiecte pe ordinea de zi și 4 puncte suplimentare. La proiectul 3, cel privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean, au existat două propuneri, Anișoara Mihali din partea PNL și George Moldovan, propus de grupul PMP. Cei doi s-au adresat pe rând plenului, încercând să le explice colegilor consilieri județeni care sunt proiectele lor pentru Maramureș și în baza căror considerente ar trebui să li se acorde votul. Sunt soție și mama unui copil minunat, am 42 de ani, am terminat facultatea de drept în cadrul Universității București și în prezent sunt avocat în cadrul baroului Maramureș. Am două mandate de consilier local înainte de acest mandat de consilier județean și mulțumesc Partidului Național Liberal și colegilor din biroul politic județean Maramureș pentru nominalizarea mea la funcția de vicepreședinte a Consiliului Județean. Suntem astăzi cu toții în fața unei oportunități administrative cu reflexii în conștiința fiecăruia dintre noi. Maramureșenii ne-au votat pe fiecare dintre noi pentru a le face viața mai bună în județul nostru, un județ minunat și apreciat nu numai de locuitorii lui, ci și de tot vizitatorii. Însă mai e nevoie de multă muncă profesională, fără interese politice. Am fost votată la fel ca și dumneavoastră de cetățeni pe listele unui partid politic. Însă, astăzi pot să fac diferența între partizanatul politic și ce e bine de făcut pentru maramureșeni. Știu că astăzi sunteți legați la mâini de protocoalele încheiate zilele trecute, dar cu toate acestea ar trebui să zâmbim și să acordăm astăzi votul politic unui om, fără să facem alusii la apartenența politică și la interesele de grup. Dragi colegi liberali, vă mulțumesc încă o dată pentru încrederea acordată pentru a candida și a fi nominalizată de dumneavoastră. Iar, dragi colegi din Consiliul Județean, vă rog să votați azi, uitând pentru moment de politic și cu multă rațiune și încredere pentru maramureșeni. Numele meu este Moldovan George, am 38 de ani. Știu că presa este foarte interesată în ultima perioadă de studiile mele. Vreau să vă spun că am terminat liceul teoretic Emil Racoviță. Astăzi urmez facultatea de marketing și publicitate în cadrul Universității Bogdavodă, sunt anul 3. Iar ca și viață, implicarea mea politică a fost una valoroasă în condițiile care azi sunt secretarul general al Partidului Mișcarea Populară, sunt membru fondator al acestui partid, iar în timp de 2 ani de zile am reușit să structurez un partid în proporție de 90% la nivelul județului Maramureș. Iar dacă astăzi Partidul Mișcarea Populară la nivel de județ Maramureș este foarte bine reprezentat, este mare parte, vă spun cu toată modestia, și datorită mie. S-a trecut la votul secret, iar Comisia de Validare, compusă din Gheonghică Bendi, Călin Ștefan Pop și Cornel Varga, a anunțat la final câștigătorul. Astfel, George Moldovan a fost votat de 24 din cei 35 de consilieri prezenți, iar Anișoara Mihali a întâlnit 11 voturi. Toți cei 35 de aleși județeni în funcție și-au exprimat opțiunea și niciun buletin de vot nu a fost anulat. Odată anunțată decizia plenului, Anișoara Mihali a mulțumit colegilor liberali pentru propunere, dar și pentru cuvintele frumoase care s-au spus la adresa ei. Totodată l-a felicitat pe noul vicepreședinte al Consiliului Județean, George Moldovan, căruia i-a dorit multă putere de muncă și a recomandat să se aplece asupra proiectelor importante pentru Maramureș, lăsând deoparte haina politică. Vreau să felicit noul vicepreședinte al Consiliului Județean, să-i urez mult succes, multă putere de muncă și să se aplece asupra proiectelor importante ale Maramureșului, alături de noi toți. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor consilieri județeni, din partea căror am auzit astăzi cuvinte minunate la adresa mea. Din suflet vă mulțumesc, chiar am avut o zi minunată astăzi, indiferent de rezultatul votului. Vă mulțumesc!
Cuvântul a fost luat apoi de proaspătul vicepreședinte George Moldovan, cel care va ocupa biroul care a aparținut până în luna iulie 2017 actualului primar al orașului Iulmeni, Lucian Morar. Vă mulțumesc din suflet pentru votul dumneavoastră de încredere. Nu în ultimul rând, doresc să-i mulțumesc și președintelui Partidului Mișcarea Populară, domnul Lucian Morar, cât și colegilor mei din biroul județean al PMP Maramureș, care în unanimitate mi-au acordat susținerea pentru a ocupa această importantă funcție. Sigur, mă bucur, dar în același timp să știți că sunt plin de responsabilitate. Cu siguranță, implicarea mea va fi una pe măsură în ceea ce privește finalizarea proiectelor pe care astăzi Consiliul Județean le are în curs de derulare. Atât implicarea mea va fi una pe măsură în identificarea și, de ce nu, implementarea de noi proiecte în următorii 2-3 ani care au mai rămas până la sfârșitul acestui mandat. În viitor îmi doresc o bună colaborare cu șefii de departamente din cadrul aparatului Consiliului Județean, cu directorii de instituții care sunt în subordinea Consiliului Județean și nu în ultimul rând cu toți cei prezenți aici în sală. Ușa mea va fi deschisă pentru toată lumea și în încheiere mi-aș permite să fac o glumă, ușa mea va fi deschisă și pentru colegii mei din PNL. Șeful administrației județene Gabriel Zeta, dar și vicepreședintele Ioan Doru Dăncuș și-au transmis bun venit în echipa noului vicepreședinte, arătând că sunt foarte multe lucruri de făcut în executivul Consiliului Județean. Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 24 de voturi pentru, 7 voturi împotrivă și 4 abțineri, astfel că începând de marți, executivul Consiliului Județean s-a reîntregit după demisia lui Lucian Morar prin ocuparea de către George Moldovan a celei de-a doua poziții de vicepreședinte.